Domnul Măcelaru, ce surpriză! Păi asta era și intenția. Ce faceți, domnul Bipolar? Cu treabă. Sună misterios. Da, și nu prea. Aveți nevoie să vă asist? Nu, mulțumesc, totul este sub control. Asta îmi place la dumneavoastră, sunteți femeie puternică. Trebuie, dar nu degeaba sunt soție de gangster. Așa este. Deci? Deci ce? Mă gândesc că nu ați venit să mă abordați din curtoazie. Ah, da, păi mă gândeam dacă mă onorați cu prezența la ieșirile în oraș. Domnul Măcelaru, ieșirea între noi doi ar crea multe probleme față de soțul meu. Ce probleme? Ieșim ca doi amici, nimic mai mult. Soțul meu este nebun, dacă ar afla că noi doi ieșim, probabil din Măcelar ați ajunge propria producție de carne tocat. Plus de asta sunt cu treabă acum. În cazul ăsta, doamna Bivularu, vă doresc o seară plăcută în continuare. Mulțumesc la fel, domnul Măcelaru. Trebuie ceva scump. Ferrariul ăla care l-am văzut când l-am urmărit pe Bivolaru. Nu mai era acolo mașina, că am verificat eu. E atunci orice mașină. Mă rog, nu orice ieftinătură. Ceva ce să valoreze ceva. Păi da, amen. Nu, parchează mașina și hai să o luăm pe jos. Pe jos? Păi da, frate. E mai puțină șansa să te prindă dacă ești pe jos. Dacă e să te prindă, te prinde oricum. Așa este. Dar dacă ne tot flendurăm cu mașina prin zonă, cineva o să observe, o să vadă mașina. Și ne vor identifica mai ușor în caz de ceva. Ai, știu de data ta, hai că parchez aici. Hai după mine, man! Stai în pula mea, nu mai fugi! Man, trebuie să facem treabă repede! Ești și prost! Nu crezi că ieșim în evidență dacă alergăm și sărim garduri ca iepurii? Pula mea, rup glezna pe aici! Hai, man! Nu poți să ții pasul! Ce căcat! Pasul pulii, pe am venit la furat sau la maraton, nu mai alerga! Nu mai fi prost! No, bine, hai! Hai în pula mea pe sus pe aici! Dați oamenii în curte, man! Aud și eu, că doar nu surd. Ce pizda mi-a făcut aici, frate? Ați văzut cumva un cățel de rasă bișon de culoare maro? Nu. Ok, mulțumim. Pe atunci mai căutăm. Foarte subtil, man. Foarte subtil. Man, uneori trebuie să și improvizezi. Bă, mai avem mult. Că deja... Imediat, man, cred că următorul deal. Hai să-mi bag pula, nu putem trece pe aici, întoarce-te. Bă, omule, tu mă bași pe mine în pământ. Unde clima măsie casa cu mașina în cauză, futui moschea măsii. Trebuie să trecem de schela asta, man, hai. Viață. Pe scări sau pe unde? Nu, trebuie să sărim peste aici. Ce pula mea faci, mă? Să-mi bag pola, am căzut în căcat. Ce fel de oameni sunt ăia care se cacă prin construcții, mă? Hai că deja m-am enervat. Ce pula mea faci în tufă, mă? Mă șterg cu frunze de căcat, am căcat pe pantalon și pe geacă. Hai în rasa măsii mai repede. Stai, men, că miroase. Gata, hai. Hai că aici e și casa, men. Finally. Pune-ți cagula, man. Ok. Aia-i mașina. Da, man. Încet. Da, încet, de parcă contează. E plină zi. Ziceam și eu. Ziceai prost. Unde o ducem, la Mugurel? Da, man, îl cumpără sigur. Ok, hai să ne dăm cagulele jos. Na bun, hai să mergem. Și mai ușor, man, nu-i mai dau cu scârții de roți.
Hai să vedem ce poate frumusețea asta. Numai să nu murim. Vorbesc cu el, stai aici. Hei, Mugurel, my old friend, ce faci? Ai ceva pentru mine? Da, man, o mașină proaspăt furată. Lovită? Deloc, man, geamul spart, atât. Care dintre ele? Cel de la șofer și cred că un pic ăla din dreapta. A doua, și după ce o dezmembrez, îți pot spune cât face. Ok. Ți-o las. Mă contactez când încep să vinzi din ea. Bine, băieți. Toate bune? Fata ce mai face? Tina, e bine, la facultate în New York. Tot timpul i-a plăcut să înveți. De mică era numai cu pixul și creionul în mână. Da, măcar ceva din familia asta să fie un om de succes. Să înțeleg că nu te consideri o femeie de succes? Succes? Depinde cum te uiți la el. Tu te consideri un om de succes? Absolut! Mă refeream la succesul legal. Succesul care te face să domniști noaptea. Nu la succesul care te face să cheltui $5,000 în plus pe camera de supraveghere ca să poți dormi mai liniștit. Te înțeleg ce spui. Dar viața noastră este viața frumoasă. Viața frumoasă? Ce e frumos în ea? Sunt înconjurată de moarte și de sângele ai prietenilor mei. Așa e că n-are stilul ăsta de viață. Dar are beneficii. Beneficii? Ce beneficii? În afară că am bani, nu am nicio fericire, nicio împlinire, nicio satisfacție, nimic. Banii înseamnă totul. Asta crezi tu? Că banii înseamnă totul? Eu așa zic. Gândește-te. Te naști, mergi la școală, să ce? Să înveți să scrii, să citești, să calculezi. Vezi lucruri elementare, da? Dar după ce ai terminat de învățat toate astea, de ce continui să mergi la școală? Să fii cât mai sus? Sus unde? În pom? Pe scara socială, you moron. Scara socială e plină de căcat. Deci la școală să obții cât mai multe diplome. De ce? Ca să obții un loc mai bun de muncă. De ce? Pentru a obține un loc de muncă cât mai bun. De ce te duci la muncă? Pentru bani. Rezultatul la tot ceea ce faci în viață sunt bani. Viața pe care am ales-o este cea mai bună scurtătură spre bani. Ai dreptate, dacă vezi lucrurile așa, însă eu nu le văd așa. Prefer să stau cu un bărbat de rând și să fiu fericită. Fericită? Da. Bărbat de rând te bagă într-un apartament. Fugiți amândoi, aveți o mulțime de neajunsuri și veți plăti la facturi și la te până muriți. Da, dar măcar sunt fericită. Cum ai putea să fii fericită într-o asemenea stil de viață? Kenzo, să știi că banii nu înseamnă totul. Eu cred total opusul. Cred că banii înseamnă tot. Cu cât mai mulți, cu atât ești mai bine. Știi vorba aia? Cu banii n-aduc fericirea? Da. A fost inventată de săraci, precum vorbea constructorii, care nu ajunge la ei și se resemnează că sunt rac. Așa e și cu oamenii care nu au bani. Nu-i pot obține, așa că se resemnează cum că nu le aduc fericire. Crede-mă, știu despre ce vorbesc. Sper ca fata mea să fie mai bună ca mine. Nu-mi doresc acelea stil de viață și pentru ea. Vorbind de familie, ce mai face soțul tău? Momentan e puțin pus în gardă, crede că cineva vrea să-l omoare. Cine l-a pus în gardă? Cine l-a pus în gardă? Da. De ce ai fi curios de asta? Trebuie și eu dragă, de dragul conversației. De dragul conversației? Da, baby. Mhm, din păcate nu știu cine l-a pus în gardă. Oh, ce târziu s-a făcut, trebuie să plec. Ne mai vedem și mâine la același loc? Da, e bine. Oh, și by the way, să nu suni sau să trimiți mesaje deloc. Da, e liniștită, baby.
plajă la ora asta? Nu, dragă, business. Doamna misterioasă, ce business ai pe plajă? Eh, ți-am mai spus, Cristina, în lumea asta a bărbaților trebuie să fie o femeie puternică și inteligentă. Ai dreptate, însă să fii femeie puternică și inteligentă cu bărbați greșiți, în special în stilul de viață pe care îl ai, e un joc periculos. Stilul de viață pe care îl am? Păi și tu ești tot în el. Eu nu am noroc de bărbați puternici și influențabili ca tine. Eh, lasă că nici Silviu nu e paie. E un șnapan porlogar, în afară de țepe cu haine, ceasuri, ochelari de soare și telefoane, nu știe nimic altceva. Îți place mașina pe care o conduci? Pardon, mașinile. Ce legătură are? Păi are, pentru că aceste mașini el ți le-a cumpărat, ești o femeie întreținută. Normal că sunt, asta trebuie să fac un bărbat. Vezi, asta e diferența dintre mine și tine. Eu nu cred că un bărbat trebuie să facă asta, cred că o femeie trebuie să fie independentă, fără să depindă de un bărbat sub absolut niciun aspect. Bărbatul este stâlpul în casă, el trebuie să întrețină. Chiar gândești greșit. De ce spui trebuie? Unde e scris asta? Ce regulă e? Regulile naturii, dragă. De aia nu respectă bărbații pe noi femeile, pentru că unele dintre noi, exemplu tu, nu ai atitudine deloc. Te mulțumești cu ce îți dă el și aia e. Păi și ce vrei să fac? Să iei atitudine și să devii o leoaică. Da, vorbești de parcă este așa ușor. Mă fac leoaică peste noapte. Orice bărbat poate fi controlat precum un pion pe tabla de șah. Dacă ar fi așa ușor. Este. Pentru ce crezi că fac ei bani? În afară de mașini și ce își mai cumpără ei? Să aibă ce mânca? Evident, dar un lucru pe care numai noi îl avem, acea poartă spre paradis numită vagin. Vagin power? Exact, controlându-l din punct de vedere sexual, îl controlezi pe el și în final îl faci să facă ce vrea el. Ok, bun, înțeleg ce spui. Dar aici vorbim de bărbați inteligenți. Ce spui se aplică la mucoși de 15-20 de ani. Se aplică indiferent de vârstă, trust me. Ce face asta? Îmi face poze? Nu, mai poza tu, zdreanțe. Nu mai tâmpite prin orașul ăsta. Da, și curve. Nu știu ce să spun. Eu, ca prietenă bună ce îți sunt, este normal să îți trag un semnal de alarmă. Cred că te joci în ape cu rechini mai mari decât tine. Te rog, nu mai sta și la semaforul ăsta, că nebunesc. Îi dau pe roșu? Dă-i! Dacă ne luăm, mame, dă tu o plătești. Nu ne luăm. Am ajuns. Parghez în față? Lasă-mă să cobor în spate. După ce intru în salon, vii și tu. Ce faci, mă? Bine, boss. Ia zic, care-i treaba? Știi de ce am vrut să am o vorbă cu tine? Nu. Vreau să mă asigur de ceva. Știi cine sunt? Știi ce pot să fac? Și de ce sunt în stare? Absolut. Cine nu a auzit de marele Kenzor? Bun, băiat. Contractul pe care l-am pus pe capul lui Bivolaru, nimeni nu trebuie să știe de el. Păi, în afară de mine, de Piftel și de tine, nu cred că știe nimeni. Așa și trebuie să rămână. Păi așa rămâne, boss. M-am făcut înțeles? Absolut, boss. Bun atunci.
telefon în echipă. Nu numai că m-au pocnit, dar m-au și scuipat. Ce-i cu înghesuia asta de mașină, frate? Bă, ce m-a supt asta? Și mădva din capul pulii mi-a scos-o. Și sunt agent FBI, secțiunea combaterea crimei organizat. Aveți un minut să discutăm? Hai gata, frate, las-o jos. Înțelegem pula mea odată că s-a ambițios. Ca să faci treaba asta ai nevoie de bols. Nu vreun timbru gros sau vreun tătic să fie boss. Calc asfaltul sigur de 25 și stau parte.